aici cu fratele Marius de la Bărbulești. Vrea să laude și el pe Domnul cu ceva frumos. Frate Marius, zic ceva la frații noștri. Fraților, Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile și să nu uitați că sărbătoritul nostru este Domnul Iisus Hristos, care v-a răscumpărat. El este cadoul vostru. Aleluia! Nu moșul, nu moș Nicolae nimeni, decât îmbătrânitul de zile care a murit între cer și pământ. Slavă Domnului! Pentru păcatele voastre, pentru ale mele. Și într-o bună zi ne vom întâlni cu El la Domnul celor de neamuniți. Fratele nostru Marius de la Bărbulești, un frate scump și binecuvântat, Dumnezeu să-L binecuvinteze. Un om foarte special, un om cu caracter, un om deosebit. Dumnezeu să-i binecuvinteze familia și copilașii. Ia transport, Iosif! Ce-a făcut să-l ia pe live-ul? Gata, mă? Slavă ție, Doamne! Aleluia! Dă-ne-ți puterea de la... Doamne, binecuvântă pe fratele meu! Emil Rățucă. Amin! Amin! Și Berisoarul! Aleluia! Slavă Domnului! Suntem la tancul rusesc. La tancul. Tancul care e foarte mare. Încă puțin. Și cel ce vine va veni și va răsplăti pe cei ce l-așteaptă cu inima curată. Amin, Iisuse! Dar până atunci, până va veni El, trebuie să luptăm. Să veghem, să dăm cu noi de pământ de cele mai multe ori și eu-ul nostru să fie detronat și să troneze Dumnezeu. Dați o distribuire, vă rog frumos, să se bucure și alții dacă ne bucurăm noi. Copie lumina, hai nu te dar. Ai candela aprinsă, și mijlocul încins. Slavă ție, Doamne! S-apropie stăpânul, să-l poți întâmpina. Vechează și te roagă, răsplata lucrează mai cu spor. Să fie numele Domnului Iisus. Slavă ție, Doamne! S-a apropie cu luna. Să-mi apropie cu luna.
Dă-i putere, Doamne, la fratele meu scump. Să porți miluitor. Dar unde să mă duc eu, Doamne? Doamne, când toate ușile se închid, Doamne, în tine am nădejde. Mai dai tu, că după aia.